Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă organizată cu ocazia închiderii proiectului european pe care noi l-am avut într-o perioadă de un an și jumătate. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană pe EU Citizens și titlul proiectului este Think Global, Act Local. Este un proiect inițiat de Asociația Stațiunilor Balneare din România, asociație care include 33 de primării stațiuni balneare în principal, 25 sunt stațiuni balneoclimatice și celelalte sunt stațiuni de interes local. Acest proiect este primul proiect pe care asociația l-a pus ca aplicant în Comisia Europeană. Proiectul are o valoare de aproximativ 268.000 de euro și fiecare țară a avut parte din acest buget. Respectiv, noi am transferat banii conform proiectului inițiat. Acest proiect a pornit cu un membru, o structură asociativă din Polonia, care este și partenerul nostru umbrelă. Este vorba de regiunea Baltică, unde sunt asociați peste 40 de primării din zona Baltică și nu numai, din încă 4 țări, nu numai din Polonia și din alte țări. Avem parteneri pe stațiunea Gambassi Terme din Italia, din zona Toscana. Este reprezentat aici de domnul primar Paolo și Polonia este reprezentată la conferința de presă de doamna primar din Gorovovo. De asemenea, parteneri din Spania, este localitatea Mislata, este lângă Valencia, domnul primar Carlos, prezent aici, și o localitate de lângă Atena, Aghi Anarghiri Camatero, reprezentat aici de șefa, de directorul de proiect, Ioana. Mă bucur să fiu astăzi aici să vă prezint acest proiect. Prima etapă de proiect s-a desfășurat în Polonia în septembrie anul trecut. A doua etapă de proiect s-a desfășurat în Grecia. A treia etapă de proiect s-a desfășurat în Italia. A patra în Spania. A cincea în iulie în România, pe 2-5 iulie anul acesta. După aceea am avut o etapă în Polonia din nou, unde practic am centralizat și am lucrat pe rezultate și închidem proiectul la Slănic Moldova astăzi. Practic, proiectul se închide conform obligației noastre la 31 decembrie, dar ne-am propus ca această perioadă de acum, din octombrie până în decembrie, să fie o perioadă de raportare, o perioadă de completare a documentelor necesare pentru ca noi să corespundem cerințelor finanțatorului acestui proiect. Pe scurt, proiectul a inclus îmbunătățirea relațiilor de colaborare între cetățenii noștri și primărie, atât primărie cât și, să zicem, județul, cum este la noi regiunea respectivă, dar și cunoașterea valorilor europene și împărtășirea valorilor europene, dar și modul în care cetățenii comunică cu deciziile europene, în care le sunt comunicate sau pot contribui la îmbunătățirea deciziilor europene. În acest sens, în primele două etape de proiect s-au configurat chestionare, există chestionarul, s-a făcut pentru 36 de întrebări, chestionarul este public pe site-ul nostru, cine dorește găsește acolo toate informațiile și fotografii. Un punct al proiectului a fost construirea acestui site, EU Citizens, este important că, pe lângă faptul că suntem obligați să facem transparență, ne-am și dorit să punem acolo cât mai multe informații. Aceste întrebări au avut ca scop cunoașterea
relaționării dintre cetățenii noștri, cetățenii europeni și, așa cum am spus mai înainte, administrațiile publice locale și centrale și europene. După ce acest chestionar a fost configurat, el s-a tradus în fiecare țară și a tradus chestionarul și l-a pus la dispoziție și am avut niște ținte ale proiectului să completăm un număr de chestionare fiecare țară, în total peste 1500 de chestionare. Noi ne-am atins această țintă, bineînțeles, dar am reușit să facem mai mult, să facem și niște analize vis-a-vis de dorințele sau plusurile și minusurile pe care le avem în relația cu cetățenii noștri. După ce aceste chestionare au fost distribuite, ele s-au completat și s-au centralizat, s-au făcut date statistice, nu intrăm în amănunte acum despre ele, ieri s-au prezentat în cadrul sesiunii de întâlnire de ieri dimineață, dar este foarte important că acest document este baza de pornire pentru a îmbunătăți relațiile acolo unde primăriile simt că sau cetățenii nu primesc suficiente informații sau nu primesc la timp sau culoarele de comunicare, spre exemplu, sunt o categorie foarte importantă, pentru că este foarte grav dacă nu reușim să comunicăm cu cetățenii, dar este important să comunicăm cât mai facil și cât mai rapid. Și atunci am identificat ce își doresc cetățenii noștri și cum văd ei comunicarea la acest moment. După ce aceste date s-au centralizat și le-am analizat, suntem într-o etapă în care vom utiliza, cum am spus, aceste chestionare, dar vom îmbunătăți și lucrurile pe care nu le facem bine. O să las pe domnii din reprezentanții celor patru țări să ne spună mai multe. Eu vreau să vă spun doar că în aceste 7 întâlniri am avut foarte multe interacțiuni și, spre exemplu, România a trimis 16 primari din România au participat la diferite etape de proiect din cele 4 țări, ocazie cu care am văzut cum se fac lucrurile acolo, am avut ocazia să întrebăm inclusiv despre administrație, inclusiv despre modul în care ei fac lucrurile și, bineînțeles, și noi am avut în iulie o primă etapă în care 3 localități, stațiuni balneare implicate, Stănii, Moldova, Târgu Ocna și Moinești, și-au exprimat și au arătat modele de bune practici și mă bucur tare mult și mulțumesc că pe lângă ceea ce am făcut noi la Stănii Moldova, spre exemplu, am prezentat un model de bune practici, cum salubrizăm, cum curățăm, cum menținem noi această localitate curată, cu unelte, utilaje nepoluatoare, cu acumulatori, aspiratoare, suflante și celelalte dotări, triciclete electrice, foarte apreciate de către reprezentanții celorlalte țări. Târgu Ocna, Salina, a fost o vizită în Salină și la primărie și, bineînțeles, s-au prezentat și dumnealor. Moineștiul a avut model de bune practici atât la pe educație, la liceu, spitalul de la Moinești, care este un punct de referință din zona noastră, a fost prezentat de domnul manager Adrian Cotrăleț, dar și domnul primar a prezentat în sala de la Lira un spectacol oferit de tinerii de acolo, de copii și tinerii din localitate. Toate aceste tradiții pe care noi le-am prezentat, toate aceste modele de bune practici au reprezentat o atracție și deja avem, spre exemplu, la această etapă de proiect, echipa din Spania a venit cu 4 zile mai devreme și va pleca cu o zi mai târziu ca să cunoască România, să vadă locurile noastre frumoase. În sensul acesta voiam să vă spun că deja se conturează o promovare mai bună și o dezvoltare a turismului în țara noastră.
Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat. Asociația din zona baltică are un staff, director executiv și oameni care știu să facă lucrurile. Asociația Stațiunea Balneară din România, pentru că nu a avut și a luat extern o structură care știe să facă lucrurile și mulțumesc tare mult celor care s-au implicat. Țin să mulțumesc tuturor primarilor din România care au fost parte la acest proiect și vreau să nu uit vreunul, dar cei mai importanți sau cei mai prezenți, să spunem, la acțiunile noastre, nu neapărat într-o ordine, ca să nu-i ratez, aș vrea să-i prezint pe zone geografice. De la noi, din zona Moldovei, Târgu Ogna, Moinești, Vatra Dornei, prezent domnul primar, este și astăzi aici, mulțumim tare mult. Din zona Ardealului am avut prezența primarului de la Giurgiu Băi și a viceprimarului și primarul de la Vața de Jos. Pe urmă, din Ardeală, primarul de Bazna, care a fost prezent în etapa din Grecia, primarul din Borsec, în Polonia, și primarul de la Tășnad, de asemenea primarul de Buziaș, care a fost în Polonia împreună cu noi. Am avut bucuria să-l avem și pe domnul primar Soceanu de la Techirghiol, prezent în proiectele noastre, pe domnul primar de la Călimănești, Căciulata, și sper să nu-mi fi scăpat reprezentanți din Asociația Stațiunilor Balneare. Bineînțeles, au fost și viceprimari și au și alte persoane, spre exemplu, au venit director executiv de la Habitat for Humanity, cu care noi avem colaborare foarte bună și suntem interesați să vedem cum se fac lucrurile acolo și unul dintre obiective proiectului a fost să întărim relația cu structuri asociative, cu ONG-urile din localitățile noastre. Acest lucru s-a întâmplat, eu mă bucur tare mult de ceea ce am făcut. Sunt mulțumit de cum s-a derulat proiectul. O să aveți ocazia eventual să întrebați pe dumnealor despre părerea dumnealor, dar și în interviurile care s-au dat în timpul proiectului, pentru că am avut și un studio de interviuri în luna iulie, când s-a făcut și un documentar pe TVR1, TVR Internațional, s-au promovat aceste evenimente, dar și în discuțiile pe care le avem, concluzia este că avem ce oferi în materie de turism și de recuperare medicală, doar că suntem puțin cunoscuți și trebuie să facem efortul să fim din ce în ce mai cunoscuți. Aș vrea să mulțumesc și echipei mele din Primăria Sălii Moldova, pentru că în lipsa unei structuri asociative, în lipsa unui staff care să facă lucrurile, am implicat colegii mei și le mulțumesc tare mult, pentru că chiar au fost la mare înălțime și de seară o să avem cina festivă în care vom premia, vom prezenta, vom aprecia aceste eforturi. Încă o dată mulțumesc tuturor și sper ca dumneavoastră să realizați că prin asemenea moduri de acțiune România va fi cunoscută, va fi văzută, dar va și lua foarte repede modele de bune practici, dar va și promova că și noi facem foarte multe lucruri, le facem foarte bine. Și ieri am avut plimbare cu telescaunul, cu mâncare tradițională, astăzi mergem la mănăstire la Bolovanu și mâncăm mâncare tradițională la ferma dacilor. Avem și noi ceea ce să arătăm și în special resurse noastre terapeutice. Vreau să mă refer doar la viitor. Acum, pe lângă obligațiile pe care le avem să închidem proiectul, deja s-au conturat trei direcții pe care vom acționa. O direcție este să atragem fonduri europene pentru a... Este un culoar de finanțare la Comisia Europeană în care trei țări se pot asocia pentru a dezvolta economic, respectiv noi ne dorim să dezvoltăm turismul balnear în principal și avem în vedere parteneriatul dintre Asociația Stațiunilor Balneare,
Asociația Regiunii Baltice din Polonia și Asociația Spaurilor din Italia. Am fost în 2020, am cunoscut pe doamna președintă Asociației Franca și deja suntem pregătiți să punem o cerere de finanțare. A doua direcție este că deja s-au conturat niște înfrățiri și de seară înainte de cină avem deja o sesiune de întâlniri cu domnii primari din Polonia și din România să ne înfrățim și deja Slănic Moldova a aplicat în septembrie la Comisia Europeană o înfrățire cu Gambassi Terme din Italia. Sunt bani europeni pe care noi putem să-i atragem și să mergem cu consilier local, cu cetățeni, cu șef de instituții de la noi, să vadă cum se fac lucrurile și să ne împărtășim modele de bune practici. În total 65 de persoane se vor duce de la noi acolo și 65 de persoane vor veni de acolo aici. Toate acestea considerăm că sunt favorabile și inclusiv la dezbaterile de astăzi ne-am propus să facem o educație mai bună pentru spiritul comunitar european, pentru că nu cred că se mai poate gândi cineva să pună graniță, să facă o insulă din țara lui, respectiv noi Europa, dacă ne unim, suntem o forță în lume. Alte zone geografice din lume se unesc și, bineînțeles, dau rezultate bune și noi ne dorim să nu ratăm ocazia de a ne solidariza și de a beneficia, bineînțeles, de ceea ce Europa oferă. Încă o dată mulțumesc tuturor și o să dau cuvântul într-o ordine de să fim așa o paritate de gen. O să invit pe doamna primar din Polonia să ne spună câteva cuvinte. Please. As my colleague said, I represent Polish side. I am a mayor of the local community, as well as a member of the European Association of our communities in every region Baltic. Bună ziua tuturor! Așa cum au spus și colegii mei, eu reprezint o localitate din Polonia și totodată reprezint și Asociația Umbrelă, care s-a aliniat împreună cu Asociația Stațiunilor Paleoclimaterice. As an association, we treat this project very seriously, and from the start, we engaged 9 local communities to as a partner to the project. Ca și asociație, tratăm acest proiect cu deosebită seriozitate și drept dovadă am implicat 9 comunități pentru a se alinia acestui proiect. And you had occasion to meet mayors as well as from big cities as a small like Gorowe Wołeckie, the local government which is represent my person. Așa ți-a avut ocazia de a cunoaște primari din localități mari și totodată și localități mai mici, precum este și localitatea pe care o reprezint eu. For example, Gdynia, city, Elbląg, it's a big city, the Elbląg is is in the second place in our region, I mean about the number of citizens, and Gdynia is very famous city in three cities, so-called. Localitatea la care sunt eu primar, Dinia, o localitate foarte mare din Polonia, împreună cu celelalte localități. The project we treat as a very good ground and basic for future cooperation, and we had occasion to know a lot of about the needs, the problems from partner countries.
Proiectul reprezintă o bază solidă în relațiile intercomunitare pe care ne dorim să le avem și totodată acest proiect reprezintă o bază atât pentru cetățenii noștri cât și pentru noi. However, besides of problems in local communities, we have come on as a global, for example, green transformation, energy revolution, energy poverty, migrants problem, energy problem. It's common for our partners, and we faced and resolve and take decision in these difficult areas. Pe lângă problemele particulare pe care le are fiecare comunitate, am găsit puncte comune și când vorbesc puncte comune, vorbesc de direcții, anume energie verde, climă, mediu, precum și problema migranților și aceste probleme care pot fi la nivelul Uniunii Europene. After COVID period, we enter the second step, as well as difficult as COVID. I mean about war in Ukraine and in Israel and Palestinian country. It touched each of us. După COVID, au apărut și problemele de la nivel global. Și aici mă refer la războiul din Ucraina, războiul dintre Israel și Palestina, niște probleme care ridică multe, multe îngrijorări. We discuss as a Polish side between these nine communities and we are ready to cooperate in future programs between our partners. Maybe we can include new countries from our association, I mean about Scandinavian partners, to new projects, because we enter as a European Union, I mean about the commission, a new period of funds, and it give us opportunity to cooperate each other in new fields, in because we according the financial parts. La nivelul Poloniei am discutat în rândul celor nouă comunități și totodată vrem să extindem această cooperare la nivelul de genul a zonei baltice pentru a avea un aport cât mai mare, atât financiar cât și comunitar, pentru a rezolva anumite probleme punctuale ce reies din acestea. Besides of global problems, we need our less needs. I mean, and experience as a, for example, border area in Romania, Poland. Our region is in neighborhood with Russia, and we have the same problems sometimes. Good practices and experience help to manage and govern different phenomena in this area. Pe lângă problemele globale, mai sunt și problemele ce țin de securitatea granițelor, asemeni Poloniei cât și României, avem același vecin comun și anume Rusia. Și întotdeauna suntem deschiși spre a învăța bunele practici și direcțiile de a merge în a trece de această situație de criză. I say about our future, but just now it's very this project is a good practice. How can support local citizens, and how involve to resolve very very problems, local problems, and how can we engage more people to govern? It's a problem because last years people
and I mean about citizens, don't girl, girl is English or German word, girl, and engaged in the local matters. One moment is on the election, after election, our villages live our own life. How involve our electors to common decision, taking decision, it's a problem. A lot of information, excuse me. Referitor la acest proiect, că tot vorbim despre viitor, ne dorim o implicare cât mai mare a cetățenilor și de ce nu să fie implicați în procesul decizional și să ia parte la deciziile pe care le luăm, atât alegătorii noștri, cât toți cetățenii să fie parte din viața comunitară. I think that our survey give us a lot of indicates and it will be easier to take decision how involve people to work together. Consider că acest chestionar care va reieși din această activitate comună va fi foarte elocvent și ne va da câteva soluții despre cum să implicăm cetățeanul în deciziile viitoare. And personally I would like to say thank you for Romanian sites, because it's your project and your idea, and for Giorgio, you are a model for me, really, because you have very good relation with your citizens. I observed it. You treat in special way. Your customs, your tradition, and you keep it. It's very, very, very strong side of government, I think so. Și pe partea personală vreau să mulțumesc în special României și bineînțeles domnului primar Baciu, care pot să vă zic cu mâna pe inimă că reprezentați un model pentru mine, un model prin cum reușiți să interacționați cu cetățenii, să păstrați tradițiile și obiceiurile locului. It's last sentence for Giorgio. And I observe that you are a very good mayor, I mean about the spa resort, about this this place. Your green area and neighborhood is fantastic. Thank you. Și în final, cu asta închei, un mesaj pentru domnul primar Baciu. Ați demonstrat că sunteți un foarte bun primar, despre cum ați organizat această localitate, despre locurile verzi și despre cum gestionați problemele stațiilor. Mulțumesc. Thank you very much. Please, Paolo, please tell me. Good morning. I'm very proud to be part of this project. Bună dimineața, sunt foarte mândru să fac parte din acest proiect. We represent a little reality that comes from a bigger reality that is Italy, but we take with us the meaning to be small. Noi reprezentăm o mică realitate dintr-o mare realitate care este Italia, dar vom prelua tot ce este de aici. And this is representative to our approach in this project, because we can see and we can show
very different point of view. Vom lua tot ce e reprezentativ de aici și vom vom merge în direcția de ce este mic, ce este mare și cum acționăm. But the only thing that we can divide, we can try to represent all of us is our common house, like my colleagues said before, our common house is Europe. Casa noastră comună este Europa, așa cum a spus și colega mea de înaintea mea. In this house we have a lot of opportunities, and this house must become another time the world referent of good behavior. Această casă comună, așa nume Europa, reprezintă și valorile comune și valorile pe care vom merge împreună. We must represent, and this project is important for this, a start of approach of futurible collaboration and friendship, that meaning really operated on project, really operated on common future. Trebuie să lansăm această idee comună despre un viitor comun, despre abordările comune și de ce nu de a merge în aceeași direcție comunitară. This project learn that we can, and if we work in this direction and our citizens start and follow us. Acest proiect ne-a demonstrat că putem și dacă continuăm în direcția asta împreună cu cetățenii, va fi o direcție bună. If we start and our citizens follow us, I think that we represent an example. We try to work and for representing an example to transform Europe in a good place to live, good place to make good politics, a good place for all the people that come in Europe, good place for all the people that come out from Europe. And we want to think about us like a unique community that work for a unique goal, a unique place to live better than before. Am devenit un exemplu, sau mai bine zis, vom încerca să devenim un exemplu pentru a arăta că se poate să acționăm înspre o Europa cât mai liniștită, într-o Europa cu valori comune și într-o Europa în care vom lucra cu toții în aceeași direcție. Thank you of all of you for this big experience. Thank you to my friends from Poland, from Romania, from Greece and from Spain. But we are, and we know now that we are a part of big house, and we must love this big house. Okay? Mulțumesc tuturor și în special mulțumesc prietenilor din Polonia, România, Grecia și Spania. Vreau să mulțumesc absolut tuturor și suntem parte din această mare casă, Casa Uniunii Europene. Goodbye and see you soon. Arrivederci at this big wonderful family. Vă mulțumesc, la revedere și să ne vedem curând în această mare familie. Thank you, Paolo. Joanna from Greece. Hello again.
Good morning. Καλημέρα. I represent the municipality of Agia Nargyeri Kamateros in Greece. It is a city in the metropolitan area of Athens, and at a distance of 6 kilometers, and it consists of two different cities, Agia Nargyeri and Kamateros, which were merged in one city in 2011. Bună ziua din partea mea, sunt Ioana, reprezint Agia Nargyeri Kamateros, localitate aflată la 6 km de Atena. Această localitate a fost compusă și este compusă din două localități, Anagiri și Kamatero, care într-un final s-au unit, in which year they unified the two? In which year? 2011. Aceste două localități s-au unit într-o singură localitate în 2011. During this project, we collaborated with wonderful and valuable delegations and participants. We covered many topics such as inclusiveness, culture, sports, innovation, tradition, tourism. We exchanged wonderful ideas, input, opinions, remarks. În acest proiect din care am făcut parte, împreună cu partenerii din statele colaboratoare din acest proiect european, am învățat direcții din lumea culturală, sportivă, mediu și alte direcții pe care fiecare comunitate le-a împărtășit împreună cu noi. The outcomes of this project are an important tool for us and the local plan that we're going to implement the next years. Rezultatele acestui proiect sunt foarte importante pentru noi în dezvoltarea strategiei locale și a programului localității noastre pe care îl vom finaliza și băga în implementare începând cu anul următor. The points I want to mention about the project are that, first of all, we collaborated urban cities with rural cities. Punctul forte al acestui proiect pe care vreau să-l evidențiez este că s-au făcut colaborări între localitățile urbane și localitățile rurale. Second, we collaborated starting cities with cities that have already mechanisms. Al doilea punct este că avem colaborări cu localitățile care au acest mechanism. And third, we collaborated at different levels. For example, there was a collaboration between mayors, vice mayors, administrative employees, experts. Și al treilea punct este că am colaborat împreună pe diferite nivele. Am avut colaborări cu primarii localităților implicate în proiect, viceprimari, experți, consilieri. And of course, the collaboration was very good, not only between the institutions concerning the administrative work, but also between the people. Într-adevăr, această colaborare nu a fost strict administrativă, această colaborare are și partea de la nivelul cetățenilor. So, even though we have all these differences, the creative differences between these cities, we saw that we have also common characteristics. Chiar dacă particularitățile fiecarei localități sunt diferite, am descoperit pe parcursul acestui proiect că avem direcții comune. The first one is that we all want to make a better quality of life for our citizens. Principalul punct comun este că cu toții ne dorim să avem și să creăm o viață cât mai bună pentru cetățenii noștri. And that's why we do not want to stop to be interested in good practices and experience and exchange of knowledge.
Și de aceea nu ne vom opri în a dezvolta bune practici, a învăța bune practici și a evidenția cele mai bune decizii pentru cetățenii noștri. And the second common characteristic is the realization from all of us that the most important way to make a better quality of life for the citizens is the civic participation. Și al doilea punct comun este că am descoperit că prin implicarea cetățenilor o administrație poate fi performantă. Because I come from the country of democracy and civic participation always strengthen democracy. Deoarece vin dintr-o țară unde s-a inventat democrația, consider că implicarea cetățenească este baza acestei democrații. And the most important point is that in all this effort we have the best ally that we could, the European Union. Și cea mai importantă concluzie a acestora este că avem cu toții același aliat important și anume Uniunea Europeană. I want to thank again George for the trust he shows us and he included in this part, in this delegation and in this project. Vreau să mulțumesc în principal domnului primar Baciu pentru încrederea care ne-a acordat-o și implicarea în acest proiect. He is really a role model as a mayor and I took many notes concerning his activity. Este într-adevăr un model de primar și am luat multe notițe despre activitatea dânsului. And of course all the delegations and our partners for the valuable input and most of all the good vibes that we have between us. Și totodată tuturor participanților acestui proiect, a delegațiilor și vreau să mulțumesc și energie și pentru energiile pozitive care ne-ați fost transmise. Thanks again. Vă mulțumesc. And see you soon. Ne vedem curând. Thank you, Joana. Mr. Mayor Carlos from Mislata, okay. Please. Thanks very much. The effort and work carried out by all the participants in this project to promote the citizen participation, good municipal practice, and to improve the union and citizen with Europe. Bună ziua tuturor! Sunt mândru că sunt parte din acest proiect, un proiect care cumva ne unește și aduce în discuție cea mai importantă componentă care este cetățeanul. In Spain. Nos unen los valores de la Unión y el esfuerzo conjunto en hacer políticas públicas para que la ciudadanía viva mejor y sea más feliz. So we have together the European Union common values to make the life easier for the people. Avem cu toții aceleași valori comune ale Uniunii Europene pentru a ușura viața cetățenilor noștri. Desde la cooperación y el municipalismo participativo. From the cooperation and from the municipality cooperation. Tenemos que datorită cooperării și a cooperării intercomunitare putem dezvolta foarte multe lucruri. Tenemos que trabajar conjuntamente en proyectos para dejar a las generaciones del futuro un mundo mejor que el que nos hemos encontrado. We have to work harder in order to leave to the next generation a better world that we are having in our days. Trebuie să muncim de împreună pentru a lăsa generațiilor viitoare o lume mult mai bună și mai liniștită decât ceea ce avem acum. Haciendo políticas conjuntamente para luchar contra el cambio climático, la transición energética y la economía verde. Making our strength and making all together and putting effort to combat the climate change, making green policies and also the energetic transition. Politica noastră comună este de a combate încălzirea globală, de a implementa soluții verzi pentru viitor și soluții eco. Hacer a través de la cultura una sociedad más libre. Nosotros pensamos que sin cultura no hay libertad
Por eso tenemos que apostar claramente por promover la cultura. Making through the culture a better life for the citizens, we really think that without culture we are not a good citizenship. Mergând în direcția de a crea o viață mai bună pentru cetățenii noștri, putem spune că fără cultură nu putem dezvolta acest pilon. Por supuesto, ayudar a la gente que más lo necesita para dar oportunidades, esperanza, empleo, vivienda. Of course, we need also to give more help for the people who more need it, to give hope and to give help them to improve our lives, their lives. Desigur, trebuie să ne focusăm asupra sănătății celor din jurul nostru, spre viață mai bună și spre cum am reușit să le îmbunătățim condițiile de trai. Por tanto, las políticas para las personas en nuestros municipios siempre deben ser una prioridad. So the politics for our people, our citizenship, it has to be a priority in all the municipalities. Această politică pe care o lansăm și în comunitățile noastre ar trebui să fie o prioritate pentru toate localitățile. Y por último y no menos importante, tenemos que trabajar todos unidos para vivir en un mundo en paz. And for the last but not less important, we have to work all together to have a better world and to live in peace. Și în final, dar și cea mai importantă direcție este că trebuie să lucrăm împreună spre a atrage valori comune și spre a trăi o viață în pace. En definitiva, pensar en global y actuar en local, que es nuestro eslogan de este proyecto. Definitely, think global and act local is our slogan. Ne-am însușit și logo-ul programului, gândește global, acționează local. Por eso esta iniciativa es un punto de inicio para nuevos proyectos futuros que nos ayuden a impulsar todo lo anterior que hemos hablado, todos los alcaldes y alcaldesas. So this project and this initiative has to be like a point of a start for a new project, new initiatives. Acest proiect, această cooperare intercomunitară trebuie să fie punctul de start spre alte proiecte comune. Así que desde hoy mismo vamos a trabajar para unirnos nuevamente y fortalecer ese reto conjunto y ese compromiso con la ciudadanía y con Europa que tenemos todos. And from today we want to work together for the to make this agreement that we have with the community and with all the partners that are here. Și de astăzi va trebui să începem să lucrăm împreună cu partenerii noștri și cu comunitățile pe care le reprezentăm. Mulțumesc. Es Faristu, grazie. Jen Kuya, thank you very much all. Thank you very much. Mulțumim mult. Acum trecem la sesiunea de întrebări. Dacă sunt ceva întrebări, să le rostiți în limba română și o să le traducă cineva. Vă rog. Da, vă rog să vă prezentați și să ne... impresionantă prezentarea colegilor din țările partenere și vă rugăm. Da, numesc Bușnea Romulu Stan, sunt și reprezentant în meu faptul că sunt consilier al domnului primar pe Gheorghe Baciu pe probleme de promovare turismului. Sunt și reprezentat al presiei locale și naționale. În acest sens, aș dori să... Bună ziua tuturor! Numele meu este Buznea. Da.
În acest sens aș dori, și ca să continuăm să nu ne lungim prea mult, două întrebări. Una adresată participanților, cărora le mulțumim încă o dată pentru eforturile făcute, dar și pentru realizările din cadrul acestui proiect. Așa că aș dori să îi întreb pe dumneavoastră foarte pe scurt, cum vedeți concretizarea acestui proiect pe viitor, astfel încât acesta să contribuie la dezvoltarea și creșterea vergurii de imagine a comunităților din care fac parte. Și dacă aveți și câteva referiri, la cum vedeți o viitoare colaborare tot cu această minunată stațiune care este Slănic Moldova. Da, o parte din răspuns o să-l dau eu. Și în prezentarea proiectului am enunțat câteva direcții de viitor. Dar acest final înseamnă un nou început, pentru că, în primul rând, ne-am cunoscut, așa cum au precizat și dumnealor, avem conexiune directă și avem cunoștințe despre oportunitățile pe care le-am avea să le dezvoltăm. Spre exemplu, tocmai am vorbit cu Spania, este avion direct Valencia-Brașov, care este foarte aproape de noi și dorim să încercăm să dezvoltăm atragerea de turiști pe partea de recuperare. Strict la Slănic Moldova avem înfrățirea cu Italia, cu Gambasi Terme, pe care am enunțat-o, și Slănic Moldova, fiind membra Asociației Stațiunilor Balneare, ne dorim ca această abordare de utilizarea resurselor terapeutice. Noi vorbim nu numai de o enclavă de Slănic Moldova, vorbim de toate resursele terapeutice din România pe care dorim a le oferi, a le exploata, să spunem așa, într-un termen mai comercial, pentru ca să le valorificăm cât mai mult. Noi avem 99% din apa terapeutică curge la Pârâu. Noi trebuie să facem efortul în acest sens și avem semnale foarte bune. Spre exemplu, în deplasarea pe care am făcut-o în Polonia, ne-am oprit la Carlo Vivari și anul acesta ne-am oprit la Zakopane. Respectiv, am văzut localitatea, am interacționat și încercăm să vedem cum putem să fim complementari sau, dacă suntem concurenți, să fim competitivi, pentru că este important. The question is about the future of this project, and maybe some participants have an opinion, please tell us. Întrebarea adresată de către presă este despre cum vedeți... Nu, în engleză. So if you want to interact and answer the question was how do you see the future of this project regarding that today is the closing session, how do you see the future of this project? If you want to interact, all of you... The question is not for us, it's for you. Marcin, please. Yes, as it was said before, there is a lot of opportunities to use EU funds, especially for this perspective of the European Union, to use those opportunities which started in the project implementation to apply for additional money, to go further with the strategy, to make it much more broader, and also include a new part that hasn't been included in our strategy, to add new consortia members from all other states of the European Union also, and to gain a new experience from those local entities who would like to go further with how to increase decision making process, how to increase the youth, how to promote our cultural achievements. O să sintetizez un pic răspunsul colegului din Polonia. Într-adevăr, cu siguranță vor fi niște direcții pe care vom merge de împreună și când vorbesc de aceste direcții, vorbesc despre atragerea de fonduri europene în vederea bunei colaborări între comunitățile implicate în proiect și totodată folosirea acestor fonduri europene înspre a da plus valoare atât comunității noastre cât și grupului comun și totodată cetățenilor noștri.
what is most important at this stage to keep the consortia at the same level and try to also look for others who can increase this kind of collaboration and adding new added value to the project itself. Cea mai importantă concluzie a proiectului este să menținem unitatea partenerilor aflați în acest proiect și de ce nu să adăugăm alte comunități spre a aduce plus valoare. So we should also prepare proper time schedule for all those actions related to the project. Keep in touch for sure, keep the list of contacts, we can share the contacts of every participating member of the consortia. And the other side, look for additional way of funding for this initiative. Totodată îmi doresc ca să creăm un timeline începând prin a ține legătura unul cu altul spre a discuta în continuare și spre a trage concluzii și spre a ne împărtăși ideile de împreună. Thank you very much, Marcin. Da, a doua întrebare. Și ultima este adresată domnului primar al stațiunii Stăniu Moldova, Gheorghe Baciu, pe care aș dori să-l întreb cum se va concretiza acest proiect la nivelul comunității locale, deci comunității de aici, având în vedere profilul balneoturistic al stațiunii, asocierea acesteia în cadrul Asociației Naționale a Stațiunilor Balneare de România pe care o păstoriți la acest moment, și necesitatea dezvoltării și promovării resurselor naturale, terapeutice și umane de care dispune stațiunea. Da, vă răspund imediat. În primul rând că acest proiect vizează cetățenii europeni și noi trebuie să vedem principala atitudinea noastră, dar și principalul obiectiv de a îmbunătăți comunicarea și de a satisface cât mai mult cerințele cetățenilor noștri. Noi, dacă vom face localitățile noastre prietenoase, potrivite pentru o viață de calitate, atunci nu vor pleca tinerii, vor rămâne aici și bineînțeles că revin la partea de întrebare despre resurse. Noi 95% suntem turism și suntem interesați ca direct sau indirect să aducem aceste resurse în fața potențialilor utilizatori. Respectiv, un rezultat concret este că atâția oameni din Europa au văzut Stăniu Moldova și au văzut ce bogății avem aici, au apreciat cadrul natural și celelalte aspecte. Nu este un secret că o etapă de noi am făcut planul proiectului, o etapă a fost în iulie, în plină vară, și o etapă este acum în toamnă, când avem așa o cromatică frumoasă și suntem așa de prietenoși. Respectiv, noi vom beneficia de promovare, acești oameni se duc acasă și povestesc despre Stăniu Moldova, povestesc despre resursele noastre, dar în interacțiunile noastre am avut în vedere să aflăm cum se fac lucrurile și am fost în Toscana, spre exemplu, și am aflat cum se tratează, cum sunt abordate apele terapeutice acolo și încercăm și noi la nivelul Asociației Stațiunilor Balneare să influențăm decidenții din România pe această direcție. Nu este normal ca noi să strângem bani și să ne chinuim local ca să administrăm aceste resurse care sunt bogăția statului și care, odată utilizate eficient, se întorc înzecit în beneficiul stării de sănătate și, bineînțeles, al stării de bine, al capacității, al îmbunătățirii capacității de muncă a populației. Mulțumesc tare mult! Vă rugăm și profit de ocazie să mulțumesc televiziunilor prezente astăzi aici. Vă rog, Tele Moldova. Pentru perspectivă, sunt directorul televiziunii naționale Tele Moldova Plus și vicepreședinte al Clubului Presă de Turism din România, FIJET. Please. My name is Petru Presilă. I'm the president of the national television channel Tele Moldova and also the vice president of Union of Journalists. Întrebarea mea pentru domnul primar și pentru domnul Baciu în egală măsură e cum privesc colaborarea și parteneriatul cu FIJET internațional fiecare din țara lui. Îl știu bine pe președintele din Grecia,
m-am întâlnit cu reprezentanți din Italia, din Polonia, din Spania încă nu, dar poate îl întâlnesc la congresul din Tunisia de săptămâna viitoare. My first question is addressed to the mayors here from the consortium, and especially for Mr. Baciu. How do you see this partnership and the future partnership between this consortium and FIJET International? The International Federation of Journalism. Anul trecut a fost congres în Egipt, anul acesta săptămâna viitoare în Tunisia. Gazetarii din Tunisia își pun problema cum pot să se implice în promovarea orașelor, stațiune, balneo, climaterică, lucru care l-au făcut printr-o ierarhizare în România. Și unde sperăm că anul viitor să nominez personal pe domnul Baciu cu stațiunea Tehnic Moldova, pentru că în celălalt an a câștigat o comună fundată de lângă Brașov. The first meeting of FIJET International was in Egypt, the second in Tunisia, and I want to take things further and want to have a good relationship in order with this consortium and I want for the next part to nominate Mr. Baciu as president of this federation, because in the past the presidency of this federation was won by a small community named Fundata from Romania. Și dacă aș fi jurnalist, și-am văzut ce trebuie făcut, care au fost aspectele negative din vizitele pe care le-a făcut. If you transport yourselves in journalist skin, how do you see the problems, the positive things, and so on that you take notice in this partnership? And as journalists, how do you think and how come you will resolve the problem specifically? One negative part. The negative. Yeah. And of course, the negative parts with their resolution. Și o a doua întrebare pentru doamna din Grecia. Dacă ar fi să devină primar la Sfânt Moldova, ce ar face în prima zi și ce ar schimba la Sfânt Moldova? And the second question is for Ioana from Greece. Let's take an imagination effort, and if you will become the mayor of Slănic, how it will be your first day, and what do you want to change in this community? Okay. Please. Încep eu. Domnul Frăsilă, mulțumesc pentru aprecieri. La foarte multe dintre ele am răspuns, dar la partea cu presa aș vrea să vă spun că întotdeauna îmi doresc să am o relație cât mai bună cu presa. Și mulțumesc că, așa evaluând, când spuneați dumneavoastră, chiar am avut, nu numai în acest proiect, am avut foarte multe televiziuni și radio și presă scrisă și online prezentă în Slănic Moldova, din ce în ce mai mult în fiecare an. Referitor la... Am și participat la gala premiilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Presă, la București. Referitor la întrebarea a doua, care viza neajunsuri, să spun ceva negativ din acest proiect, cred că o parte negativă ar fi lipsa de implicare, lipsa de dorință de implicare, pentru că noi am invitat
a stakeholderilor, cum spun englezii, a celor implicați indirect în comunitate. Spre exemplu, am avut ONG-uri, dar puține, am avut instituții deloc aproape, adică nu este corect, adică nu că este corect sau nu e corect. Este bine ca aceste instituții, odată fiind invitate să participe la aceste evenimente, din perspectiva legăturii între ceea ce ei sunt obligați să facă, spre exemplu, pe ordine publică sau pe educație sau pe cultură, și cum se regăsesc ei în acest proiect, pentru că dezvoltarea, creșterea calității vieții are legătură cu siguranța cetățeanului, care este un minister al internelor. Are legătură cu educația cetățeanului, care vizează componenta, bineînțeles, de educație extracurriculară în principal. Ne interesează să creștem un cetățean european de calitate, să cadrul didactic să vină la asemenea evenimente, să preia ceea ce se discută aici și să implementeze pe termen mediu și lung acolo. Și atunci suntem ca un minus al acestui proiect, mi se pare, această treabă, și bineînțeles bugetele nu sunt foarte mari, respectiv coplata pe care noi trebuie să o facem, dar este mult mai puțin decât n-am avea deloc. Adică noi, Asociația Stațiunilor Balneare, încă nu am făcut bugetul, dar punem și noi o sumă de bani. Bine, am și implicat foarte mult, foarte mulți primari față de primăriile care au implicat Consiliul Local sau câțiva angajați din primărie. Noi am atras multe persoane. Și vă mulțumesc mult pentru asta. Please. Doamna primar. You want me to answer your question? Everything is wonderful here. I have nothing to change. Only take ideas to my municipality, not change something. Dumneavoastră, este totul perfect aici. Nu am ce să schimb. Poate doar să pun niște idei să le aduc la mine, în comunitate. George is a guarantee. You are lucky to have him. Domnul primar Baciu este un model. Sunteți norocoși. Norocoși să-l aveți. E un model pentru dumneavoastră, dacă ești primar acolo în Grecia. Next question. Is Mr. Baciu a role model as for you? Let's think, do you want him a mayor in your community in Greece? I don't know if he wants to be in our municipality. No. I'm born here and I want to resolve the problem here. Thank you, Ioana. Please. There are other questions from the audience or from the press. Okay. Thank you very much. Thank you very much for all people. All European citizens is very important. Have a good time here.